Tot la secrete. 2 gogoșari înainte de sală și bei jumătate de litru de apă. Jumătate de jumătate. Dacă dori 4 ore jumătate, îți aș un cappuccino. După 9 ani de zile, am revenit aici la sala la Maestru, în Timișoara, una dintre cele mai dragi sări. Îl avem invitat pe maestru Alin Fălcușan. În 2015 am fost prima dată aici la tine la sală. Am venit după 9 ani și te-am găsit tot în sală. Ce te ține aici? Care e energia care te înrădăcinează aici în sală? Eu am început sportul în 1992. Este o cifră importantă. Pe noi sportivii ne ține în sală o anumită motivație intrinsecă. Și acea motivație este performanța. Ok, o să mă întreb, dar care performanță? Ai o vârstă și nu mai concurezi în ring. Da. Performanța sportivilor. Și aici mă refer nu doar performanța sportivilor de performanță, a competitorilor. Mai mult de atât, pe mine, sau eu cel puțin am descoperit o altă performanță, performanța omului. Atunci când văd că în sală intră un copil și îl transform în om. Atunci când reușești să duci către un anumit drum o persoană și să o transformi într-o personalitate, deja începem să vorbim despre un alt tip de performanță. Maestre, cum reușești să fii atât de disciplinat? Ajută-mă și pe mine, am nevoie de disciplină în business, am nevoie de disciplină în viața de zi cu zi. Și mă torturez uneori ca să fiu mai disciplinat. Și astăzi am făcut tot ce a fost posibil să vrem să ne întâlnim. Cum faci? Cum reușești? Chiar și pe tine te aud vorbind de foarte multe ori să ai un plan, să ai o listă a priorităților. Și planul meu sunt eu, pentru că eu știu că fără mine acest lucru numit Knockdown Timișoara nu poate fi generat. Sau acel lucru Golden Fighter, la fel pe care l-am fondat, nu poate fi generat. Și atunci, bineînțeles că tu trebuie să înțelegi, ca și om, că tu trebuie să fii un întreg. E un pic mai greu, că întotdeauna apar anumite probleme, apar anumite situații care încearcă să ne distragă de la ceea ce noi numim disciplină. Ok, câți dintre noi reușim să-l vedem ca pe un test ăla de fapt? Ăla e un test, să nu reușești să fii disciplinat. Acel lucru care te distrage e testul de fapt. Care crezi că este cel mai mare dușman al nostru și te întreb asta de pe poziția omului de afaceri care a venit la sală? Cu cine luptăm noi? Cu anturajul. Anturajul. Mulți cred că cel mai mare dușman al meu sunt eu. Nu. Odată ce încerc să înțeleg că eu pot să fiu cel mai bun prieten al meu, lucrurile se schimbă. Ștefan, cred că m-ai sunat de câteva ori necunoscându-mi programul și nu m-ai prins la telefon. Corect. Marea majoritate nu mă sună în orele de program. Ei știu că sunt de negăsit. Anturajul meu a devenit oarecum și a făcut programul în funcție de prioritățile mele, nu invers. Pentru că atunci nu mai sunt priorități. Deci dacă anturajul poate fi cel mai bun prieten sau cel mai mare dușman al tău, nu tu însuți, tu trebuie doar să-ți fii prieten. Avem aici la ușă, cred că, 80 de copii care așteaptă să năvălească în sală. Ei vor fi lideri de mâine. Cum îi șlefuiești? Cum îi faci să creadă în forțele lor, să fie adevărați lideri? Așa cum ești și tu, că tu ești tractor aici. De 9-10 ani, de când te știu, tu tragi după tine sala asta. Undeva la 40% din sportivii mei sunt copiii primei mele generații de sportivi. Wow! Deci ei și-au adus copiii. Cunoscându-mă, având deja un feedback și o experiență, o relaționare cu mine, acești copii, ei sunt aduși de părinții lor, li se spune unde sunt aduși, ce li se oferă. Iar ca să reușesc să îi aducem acolo unde își dorește, în primul rând, familia, eu țin cont de lucrul acesta, sunt anumite metode, nu doar de încurajare, pentru că, vezi, aici majoritatea încercăm să ne încurajăm copilul, dar nu va fi călit. Și atunci eu am și metodele și am nevoie de o metodă prin care nu-i pun piedică, dar voit îl las să se împiedice. Îl pui în dificultate. Îl pun în dificultate. E bine să-i cerți, e bine să fii mai dur. Sigur. Acum e o generație de copii total diferită de generația noastră.
E o generație, noi zicem, un pic mai sensibilă, dar eu pot să garantez tuturor că succesul îl ai în relația ta cu ei în momentul când ei simt că iubești. Și te rog un lucru acum, să iei pe cine vrei tu la întâmplare din cei care vor veni și să întrebi: te iubește maestru sau nu? Ce părere ai? În momentul când el vede că îi oferi dragoste, în momentul când vede că el a căzut și ești lângă el și dai doar niște indici, se ridică singur și nu vrei să vezi ce gust are acea bucurie. Dacă îl iau de mână și îl ridic, ok, n-a înțeles nimic. Dacă îl împing, nu e în regulă, clar. Mă refer metaforic vorbind aici, știi? E important, trebuie să fii... Pentru mine e un mare avantaj. Eu din anul 2000, de 23 de ani, n-am lipsit. Am avut continuitate. Suntem puțini antrenori în România, în acest sport, care am reușit să avem această continuitate. Probabil suntem 8 antrenori în toată țara care avem. Și avem pulsul, știm. Noi nu am pierdut momentele schimbărilor psihologice ale copilului. Și nu vorbim doar de copil aici, pentru că am tată și fiu în sală care se antrenează. Am două generații care ei se antrenează aici. Am sportivi de 20 de ani pe care i-am luat de la vârsta de 10 ani. Ei se antrenează, au meciuri, încep să evolueze și bat la ușa scenei din Europa. Care este visul vieții tale? Ce visezi? Ce-ți dorești de la viața asta? Având un fiu de 8 anișori, bineînțeles că visul meu ar fi să îl văd și pe el că ajunge un mare campion. Cred că și asta m-a făcut în momente grele să nu renunț, gândindu-mă că, ok, am scos zeci de campioni. Am lucrat, și tu știi foarte bine că l-am avut aici, inclusiv pe Remi Boniaschi, am lucrat cu campioni pe care eu i-am văzut la televizor și spuneam: cândva voi ajunge să lucrez cu ei. Era un vis, mi l-am împlinit. Îmi doresc copilul meu să ajungă un campion, dar cu o singură condiție: să văd că e și visul lui. Deci pot să zic că visul meu este zilnic să împlinesc visul lor, al tuturor. E un lucru fantastic. Extraordinar. Maestre, îți mulțumesc din suflet. Dragilor, nu uitați, veniți aici la Knockdown în Timișoara, unde este energie, unde este inspirație, unde este motivație.